Salut! De acasă, de la mine, de la Târgu Mureș. Vă spun că am venit aici pentru că vreau să fac un experiment. Un experiment despre responsabilitate. Am citit un studiu făcut de Raiffeisen Bank, care spune în felul următor. 89% dintre români cred că meseria care comportă cea mai mare responsabilitate este cea a unui doctor. O să mă întrebați ce e o căpșună asta. Ei bine, mă duc la biroul cuiva, spus generic birou, care operează aproape zilnic ceva ce nu e mai mare decât această căpșună. Inima unui nou născut este cam cât o căpșună, un pic mai mare, să spunem. Pune scandă frugia sus. Da, golește, îl oprim. Ai pus? Putem da scandă? Da. Ce responsabilitate e atunci când intri în sala de operație ca să deschizi pieptul unui nou născut, ca să repari o malformație congenitală incompatibilă cu viața. Ei, această intervenție este operațiune, se spune, e foarte delicată, pentru că dacă cea mai mică înclinare sau cea mai mică răsucire a acestor artere, care sunt ca două bețe de chibrit, când bețul de chibrit e mai mare decât o arteră, duce la insuficiența irigării mușchiului și, practic, nu se poate ieși din circulația extracorporeală. Mai precis, pacientul rămâne pe masă. Acolo este, practic, inima micuțului, care recirculă sângele, circulația extracorporeală, iar mai jos sunt plămânii. Întreaga cantitate de sânge din organismul unui nou născut este de aproximativ 70-80 de mililitri. Și în contextul ăsta, evident că fiecare picătură este prețioasă. Este esențial ca în această situație, coronarele care sunt foarte mici, artere coronare care irigă mușchiul inimii, au trebuit desprinse din fosta aortă și reimplantate în nouă aortă, pentru că ne-a făcut operație de switch arterial. Practic asta înseamnă să ții în mână, la propriu, viața unui om. Echipa din spate asta face. Inversează acele vase importante de sânge care au ieșit încrucișat, iar ceea ce urmează să se întâmple este să dea o viață acestui copilaș de numai 8 zile. Referitor la felul în care a pornit inima. Deci eram cu ochiul camerei. Este cel mai magic moment în chirurgia cardiovasculară. A pornit imediat, practic, cum a primit primii mililitri de oxigen, de sânge oxigenat, mușchiul inimii a pornit și a făcut treaba. Se contractă frumos. Operația s-a încheiat, fetița este la terapie intensivă. În loc de concluzie, l-am întrebat pe domnul doctor dacă medicii sunt zei sau există un ADN al responsabilității. Mă consider și eu un om absolut obișnuit. De multe ori mă regăsesc și eu așa în timpul unei intervenții chirurgicale și care ești foarte concentrat și mă repliez un pic, așa. De modul în care eu îmi fac treaba depinde viața la momentul respectiv și nu numai supraviețuirea, dar și calitatea vieții în continuare a celui pacient. Și unul mă simt și eu așa depășit și mă întreb cum am reușit să învăț. Mi-a tremurat și genunchii. Ușor, așa, fără să se vadă, nu că pantalonii sunt mai largi și nu se oferă, dar este o emoție pozitivă. Când sunt convins că există o genă a responsabilității, la noi nu se acceptă erori și greșeli. Și ca și de la altfel, de la aviatori, nu de la aviatori. Pentru mine, asta e România responsabilă. Numai bine!